It's wonderful to see your faces again. Este minunat să vă văd fețele din nou. I had thought last year that it might be my last opportunity. M-am gândit că anul trecut o să fie ultima mea ocazie. However, the Heavenly Father directed otherwise. Oricum Tatăl Ceresc a aranjat altfel. I bring you much Christian love. Vă aduc multă iubire creștină. Before starting on the trip, we have love from brethren in different countries. Înainte de a ne porni în călătorie, am primit iubirea de la mulți frați din diferite părți. USA, Canada, Armenia and Australia. Din America, din Australia, Armenia, Canada. On May the 1st, I arrived at Warsaw, Poland. Pe data de 1 mai am ajuns în Varșovia, Polonia. This is the 28th meeting since arriving in Europe this time. Și aceasta este a 28-a adunare de când am ajuns în Europa. It's been my privilege to come to Europe probably 40 times more or less. A fost privilegiul meu ca să vin în Europa de 40 de ori, în jur de 40 de ori. Why have I come so many times? Și de ce am venit de atâtea ori? I love the brethren. Pentru că iubesc frații. And I have endeavored to lay down my life for the brethren. Și m-am străduit ca să îmi dau viața pentru frați. This morning when I was awake early, dimineața aceasta când m-am trezit de vreme, I spent time meditating and praying. Am petrecut timp în veghere și rugăciune. My desire is that I might be a blessing. Și dorința mea este ca să fiu o binecuvântare. And that I might present those things that would edify you and build you up in the most holy faith. Și să prezint acel adevăr care vă va zidi în credința dată odată sfinților. But I would like to share a little bit about the trip since May the 1st. Dar aș vrea să împărtășesc cu voi câte ceva despre călătoria care am început-o din 1 mai. At 4 meetings in Poland, the brethren sent much love. La 4 adunări din Polonia, frații de acolo v-au transmis multă dragoste. Again, 4 meetings in Ukraine. Am avut 4 adunări în Ucraina. And then 2 in Moldova. 2 în Moldova. And since arriving in Romania, this will be the 18th meeting. Și de când am ajuns în România, aceasta va fi a 28-a adunare. 20. Therefore, my cup is running over with love from the brethren. Și astfel a 18-a adunare. Și astfel paharul meu dă deasupra cu dragostea fraților. All of us know that we are living in a transition period. Noi toți cunoaștem că trăim într-o perioadă de tranziție. It's the closing days of the second evil world. Și sunt zile, încheierea zilelor, zile celei rele. For our beginning text, we'd like to consider Genesis 3:15. Ca text de începere, am vrea să ne uităm în Geneza 3:16. It is what our Lord's, what the Heavenly Father said unto the serpent who represented the devil. Geneza 3:15 este ceea ce a spus Domnului șarpelui. So we will have Genesis 3:15 read. Vom citi Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. We notice that in due time the head of the serpent will be bruised. Noi am observat că la timpul potrivit capul șarpelui va fi zdrobit. But meanwhile, during the gospel age, dar între timp, de-a lungul veacului evanghelic, and particularly during this transition period, și în mod special în acest timp de tranziție, the adversary is bruising the heel members. Adversarul zdrobește membrele călcâiului. Now the adversary endeavored to draw away our Lord at the time of his consecration by temptation. Adversarul a încercat să-l ispitească, să-l tragă de la consacrare pe Domnul nostru
atunci când a venit cu ispitele. And all down through the gospel age, the adversary also opposed the consecrated. Și de-a lungul viacului evanghelic, el s-a împotrivit celor consacrați. But particularly now, the adversary is opposing you and all of the consecrated. Dar în special acum adversarul se împotrivește vouă și în special celor consacrați. He is endeavoring to stop the completion of this promised seed. El se străduiește să oprească completarea seminței promise. Who is this promised seed? Cine este această semință promisă? In Galatians 3:16. În Galateni 3:16. The Apostle Paul tells us that primarily the spiritual seed of Abraham is Christ the head. Apostolul Pavel ne spune că în primul rând semința lui Hristos este semința lui Avram este semința lui Hristos. At 30 years of age, Jesus consecrated to do God's will. Este capul. Și la vârsta de 30 de ani Iisus s-a consacrat. He said, "Lo, I come to do thy will, O God." El a spus, "Iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule." Then he symbolized that consecration by water baptism. Apoi el și-a simbolizat această consacrare la apa de botez. The Heavenly Father anointed our Lord with the Holy Spirit. Tatăl Ceresc l-a uns pe Domnul nostru cu Spiritul Sfânt. There is only one anointing of the Spirit. Este doar o singură ungere a Spiritului. It reached the waiting Jewish disciples on the day of Pentecost. Și a ajuns la iudei în ziua Pentecost, în ziua Rusalilor. 3.5 years later, it reached the Gentiles. Iar 3 ani și jumătate a ajuns și la neamuri. Since then, all who have made a full consecration. De atunci încolo, cei care au făcut o consacrare deplină. Come in under this one anointing of the Holy Spirit. Au venit sub această singură ungere a Spiritului Sfânt. The word Christ signifies anointing. Și cuvântul Hristos înseamnă ungere. Therefore, in Galatians 3:29. De aceea, în Galateni 3:29. If you be Christ. Dacă sunteți al lui Hristos. If you have come in under this one anointing of the Spirit. Dacă ați venit sub această singură ungere a Spiritului. Then are you Abraham's spiritual seed and heirs according to the promise. Atunci sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. What was the promise made to Abraham? Care a fost făgăduința făcută lui Avram? All of you know. Voi toți cunoașteți. And then in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. În tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. But when? Dar când? When will this promised seed bruise the head of the adversary? Când această sămânță promisă va zdrobi capul șarpelui? It's during part 2. În perioada of the millennial age. A părții a doua veacului milenar. We cannot stress too much the importance of understanding the two parts of the thousand-year presence of Christ. Nu putem prea mult să ne stresăm în importanța acestor înțelegerii acestor două părți a mileniului. The spiritual seed is represented by the stars of heaven. Sămânța spirituală ne este reprezentată ca stelele cerului. And the earthly seed by the sand upon the seashore. Și sămânța pământească ne este reprezentată ca nisipul de pe țărmul mării. So the spiritual seed of Abraham. Astfel, dar sămânța spirituală a lui Avram, the Christ, Hristosul, will bless all the nations of the earth. Va binecuvânta toate neamurile pământului. During part 2. În a doua parte. Of the restitution age. A vârstei restabilirii. But meanwhile, at the present time. Dar între timp, în prezent. While the adversary is gradually being bound. Pe când Satan se leagă treptat. The devil is endeavoring to stop the completion. Diavolul se străduie să oprească completarea turmei mici. But he will not succeed. Dar nu va avea succes. And brethren, let us be strong
in the faith. Și fraților, să fim tari în credință. Never compromising the truth for the sake of peace. Să nu compromitem niciodată adevărul pentru dragul păcii. James tells us that the wisdom from above. Iacob ne spune că înțelepciunea de sus. In chapter 3 verse 17. Iacov 3 cu 17. Is first pure, then peaceable. Este mai întâi curată, apoi pașnică. Never should we compromise the truth for the sake of peace. Niciodată să nu compromitem adevărul de dragul păcii. We should know what we believe and why we believe it. Trebuie să știm ce credem și de ce credem. The adversary is endeavoring to suggest another plan. Și adversarul se străduiește să arate un alt plan. But we are satisfied with God's plan. Dar noi suntem satisfăcuți cu planul lui Dumnezeu. It's harmonious. Este armonios. When I was in Germany a few years ago, când am fost în Germania câțiva ani în urmă, I was in a home where the brother had some children. Am fost în casa unui unor frați care aveau niște copii. And the brother was on the floor with one of his children. Și fratele era stătea așa la podeală cu unul dintre copii. Putting together a puzzle. Și făcea un puzzle, adunau un puzzle. I'm sure all of you have put a puzzle together. Și sunt sigur că voi toți ați făcut un puzzle. The many pieces are jumbled up. Multe piese din puzzle sunt amestecate. And so as they picked up one piece of the puzzle. Și după cum alegeau câte o piesă din puzzle. It didn't fit. Câteodată nu, so they put it down and nu picked se up another. Potrivia și o puneau la loc și o luau pe alta. And finally, și până la urmă, found the right piece for the puzzle. Au găsit piesele potrivite pentru puzzle. Well, brethren, God's plan is a beautiful picture. Planul lui Dumnezeu este o imagine frumoasă. When you put the pieces in the right place. Când punem piesele la locul potrivit. So we are exhorted by the Apostle Paul to rightly divide the word of truth. Și suntem îndemnați de Apostolul Pavel ca să împărțim drept cuvântul adevărului. But let's go back to Genesis 3:15. Dar să ne întoarcem la Geneza 3:15. We have a parable that shows that our Lord would enter the usurped dominion of the adversary. Avem o parabolă care ne spune că Domnul nostru va intra în casa în împărăția celui rău, celui tare, în domnia uzurpătoare a celui rău. It's because our Lord has returned. Și din cauza faptului că Domnul nostru s-a întors. He has entered the usurped dominion of the adversary. El a intrat în domnia uzurpătoare a adversarului. Now it was necessary to keep our Lord's second presence a secret. A fost necesar ca prezența a doua Domnului să fie ținută taină, secret. At some point after our Lord had ascended to the Father. După ceva timp, după înălțarea Domnului la Tatăl Ceresc. He knew the date. El a știut data. But only the Father and our Lord knew until 1874. Dar doar Tatăl Ceresc și Domnul au știut până în 1874. You recall that Jesus indicated at the first advent he didn't even know. Pentru că voi vă amintiți că Iisus a indicat că nici el nu știa la prima sa prezență. Had our Lord known and explained it to the disciples. Căci dacă Domnul nostru ar fi știut și le-ar fi explicat apostolilor, the adversary would have known. Adversarul ar fi știut și el. He would have interfered with God's plan. Și ar fi interferat sau se băga în planul lui Dumnezeu. But the time came when our Lord entered the usurped dominion of the adversary. Dar a venit timpul când Domnul nostru a intrat în domnia uzurpătoare a adversarului. Our Lord gave us a parable. Domnul nostru ne-a dat o pildă. He continually spoke in parables. Și el continuă a vorbit în pilde. A parable is a word picture. O pildă este o ilustrație. Now the parable we'd like to consider now is in Mark 3, verse 27. Pilda pe care vrem să o discutăm acum este în Mark 3 cu 27. Now
remember the thing said is not the thing meant. Și să ținem minte că lucrurile spuse nu sunt reale. The parable mentions one man and then a strong man. Parabola ne spune despre un om și un om tare. But the parable is about two spirit beings. Și parabola ne spune despre două ființe spirituale. Our resurrected Lord, a divine spirit being. Domnul nostru înviat, o ființă divină spirituală. And a strong man in this parable represents the adversary. Și omul cel tare din această pildă este adversarul. So there we're informed by this parable that our Lord would enter the usurped dominion of the adversary. În această pildă suntem informați că Domnul intră în casa omului tare. First he would have to bind the strong man. Și mai întâi trebuie să lege pe omul tare. Before his goods would be spoiled. Ca după aceea să-i poată jefui casa. Who is responsible for Adamic death? Cine este responsabil pentru moartea adamică? The answer is given by Paul in Hebrews 2:14. Ne avem dat răspunsul de Pavel în Evrei 2:14. Our Lord tasted death. Domnul nostru a gustat moartea. That he might destroy him who has the power of death, that is the devil. Pentru că el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. The adversary is responsible for death. Adversarul este responsabil pentru moarte. You remember how he deceived Eve? Vă aduceți aminte felul în care a înșelat-o pe Eva? She received information from Adam that God had given to Adam. Ea a primit informație de la Adam, informație care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam. Adam had received this information firsthand. În prima, Adam a primit această informație. He was not deceived. El nu a fost înșelat. He sinned willfully. A păcătuit cu voie. Willful sin brings death. Și păcatul cu voie aduce moartea. So we know that Adamic death will be destroyed. Deci am văzut că moartea adamică va fi nimicită. When? Când? When will the goods of the adversary be destroyed? Când bunurile adversarului vor fi distruse? During part two of the resurrection age. În a doua parte a vârstei învierii. Now you notice I'm giving the millennial age scriptural terms. Observați că îi dau veacului milenar termeni scripturali. It's the millennial age, it's the messianic age. Este veacul milenar, veacul mesianic. It's the resurrection age. Veacul învierii. The restitution age. Veacul restabilirii. Reconciliation. Veacul împăcării, ziua judecății. The day of the Lord. Ziua Domnului. Well, how long is the day of the Lord? Cât de lungă este ziua Domnului? De unde cunoaștem? Well, the Apostle Peter tells us. Apostolul Petru ne spune. 2 Petru 3:8. He says, "Beloved, be not ignorant of this one thing." El ne spune, fraților, nu fiți neștiință de acest lucru. That one day with the Lord is as a thousand years. Căci o zi la Domnul este ca 1000 de ani. That's how we know the length of the second presence of Christ. Astfel noi cunoaștem lungimea a prezenței a doua Domnului. He has 1000 years. El are 1000 de ani. To reconcile. Ca să împace. Repentant fallen angels. Îngerii decăzuți care se vor pocăi. In part one. În prima parte. And reconciliation of repentant fallen mankind in part two. Și împăcarea omenirii în partea a doua. So it's in part two. Deci în partea a doua. That Adamic death will be destroyed. Moartea adamică va fi distrusă. Now in 1 Corinthians chapter 15 verses 24 to 28. 1 Corinteni 15:24-28. We are told how long our Lord will reign. Ni se spune cât va domni Domnul nostru. For what purpose? Și cu ce scop? He must reign until he has put all enemies under his feet. El trebuie să domnească până când își va pune toți vrăjmașii sub picioare. The last
enemy to be destroyed is Adamic death. Iar ultimul vrăjmaș care va fi distrus este moartea adamică. You see how important it is to put the pieces of this puzzle in the right place. Vedem cât de frumos este să punem aceste piese la locul potrivit. Now let's consider another parable. Să mai luăm în considerare o altă pildă. The parable of the sheep and the goats. Pilda oilor și a caprelor. When are the sheep separated from the goats? Când sunt oile separate de capre? In part two. În a doua parte. But what happens in part one? Dar ce se întâmplă în prima parte? Of this parable. Aceste parabole. Matthew 25:31. Matei 25:21. When the Son of Man cometh in his glory. Când fiul omului va veni în slava sa. And all the angels with him. Cu toți sfinții îngeri. Now remember, it's a parable. Să ținem minte că este o pildă. And it's not talking about the angels in heaven. Și nu se vorbește despre îngerii din cer. But rather it's talking about the body members of Christ. Dar mai degrabă se vorbește despre membrii corpului Hristos. Who is this Son of Man? Cine este acest fiu al omului? Well, that's a title our Lord often used. Este un titlu al Domnului nostru care e folosit des. Why did he use the title the Son of Man? Și de ce a folosit titlul fiul omului? It's because he had become identified with the Adamic family. Pentru că el s-a identificat, s-a făcut cunoscut cu familia lui Adam. Through his mother Mary. Prin mama lui Maria. And why had he come into the world? Și de ce a venit în lume? To give himself a ransom for Adam and all of Adam's race. Ca să se dea ca să dea răscumpărarea pentru Adam și întreaga lui rasă. So when we read about the Son of Man, când citim despre fiul omului, we note how that he humbled himself. Observăm cum el s-a umilit. He left the glory as a spirit being. Și a părăsit gloria ca ființă spirituală. The life principle was transferred. Și principiul de viață, de lumină. He was born a perfect human baby boy. A fost transferat și a fost născut un bebeluș then, uman. Because he was born under the law. Și fiindcă s-a născut sub lege. He had to wait until 30 years of age. A trebuit să aștepte până la vârsta de 30 de ani. Before he said, "Lo, I come to do thy will." Înainte de a putea spune, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. So when we read this title of the Son of Man, deci când citim acest titlu fiul omului, we are reminded of the costly sacrifice of our dear Redeemer. Ne aducem aminte de sacrificiul costisitor al răscumpărătorului nostru drag. Now back to verse 31 of Matthew 25. Ne întoarcem la Matei 25:31. We trust that you are aware that the Son of Man came in 1874. Noi credem că voi înțelegeți că fiul omului a venit în 1874. As a glorious divine spirit being. Ca ființă divină glorioasă spirituală. He will never come back in the flesh. Și niciodată nu se va mai întoarce în carne. Gave his flesh to the life of the world. El și-a dat carnea pentru viața lumii. We mentioned a divine spirit being. O ființă divină spirituală am menționat. When did he receive the divine nature? Când a primit el natura divină? This is important for us to know. Este important ca să știm. Because some have not understood. Pentru că unii nu au înțeles. Remember when he consecrated. Să ținem minte când el s-a consacrat. He was begotten through this hope of the divine nature. A fost conceput la această speranță a naturii divine. Therefore he could say as recorded in John 5:26. De aceea a putut să spună după cum este scris în Ioan 5:26. As the Father has life in himself. După cum Tatăl are viață în sine. So has he given to the Son. Așa și el a dat viață fiului. At that time by hope. Atunci prin speranță. To have life within himself. Ca să aibă viață în el însuși. That's the definition of immortality. Aceasta e definiția
a nemuririi. Life within yourself. Viață în sine însuși. So, when did our Lord receive the divine nature? Când a primit Domnul natura divină? At the time of his resurrection. La învierea sa. He became a divine spiritual being. El a devenit o ființă divină spirituală. And at that time he received all power. Și atunci el a primit toată puterea. In heaven and in earth. În cer și pe pământ. But what does that mean? Ce înseamnă aceasta? Not more power than the heavenly Father. Nu mai multă putere decât Tatăl ceresc. No. Nu. The Father had given him this power. Tatăl i-a dat această putere. To do what? Ce să facă? To set up God's kingdom. Ca să stabilească împărăția lui Dumnezeu. With its two parts. Cu cele două părți ale ei. Heavenly, cerească and earthly. Și pământească. Our Lord returned with that power. Domnul nostru s-a întors cu acea putere. And he began the work of using that power. Și a început lucrarea folosind această putere. First of all, it was necessary to begin binding the adversary. În primul rând a fost necesar să înceapă legarea lui Satan. Back to the parable of Mark 3:27. Întorcându-ne la Marcu 3:27. It would be necessary to bind the strong man before Adamic death could be destroyed. Este necesar ca să lege pe omul cel tare ca apoi să poată fi distrusă moartea adamică. Now, it's true that our Lord could have immediately fully bound the adversary. Este adevărat că Domnul ar fi putut imediat să lege pe Satan. That was not God's plan. Dar nu acesta a fost planul lui Dumnezeu. De ce? Because he wanted you and me and all of the feet members. Pentru că el a dorit ca voi și cu mine și toate membrele picioare. Particularly the heel members of Genesis 3:15. În special membrele călcâiului care sunt arătate în Geneza 3:15. To do a work here on the earth. Ca să facă o lucrare aici pe pământ. While the new creatures are still operating in these earthly bodies. Între timp ce creaturile noi operează sau lucrează în aceste corpuri. You and I have work to do. Noi, voi și cu mine avem o lucrare de făcut. It's called kingdom work. Este chemată lucrarea împărăției. We're to announce that our Lord has begun the work of setting up God's kingdom. Noi trebuie să anunțăm că Domnul a început stabilirea împărăției lui Dumnezeu. Dar să ține minte cele două părți ale împărăției. Heavenly and earthly. Cerească și pământească. So we have the privilege and responsibility. Avem privilegiul, dar și responsabilitatea. Isaiah 52, verse 7. Isaia 52 cu 7. Of saying unto Zion, să spunem Sionului. That God reigns. Dumnezeul tău împărățește. You see, the spiritual phase of the kingdom is beginning to come down from God out of heaven. Vedeți că faza spirituală a împărăției începe să coboară din cer de la Tatăl. We read about this in Revelation chapter 21. Citim despre aceasta în Apocalipsa capitolul 21. Verses 2 and 10. Versetele 2 și 10. Now I'd like to give another illustration. Aș mai vrea să dau o altă ilustrație. You remember illustrations. Vă aduceți aminte, memorați ilustrațiile. I mentioned that I have been to Europe probably 40 times more or less. Am menționat că am fost în Europa de 43 de ori, mai mult sau mai puțin. It's a long trip across the ocean. Este o călătorie lungă peste ocean. And when you get near your destination. Și când te apropii de destinație. You're ready for that plane to land. Ești gata ca avionul să aterizeze. So about 25 minutes before it's time for the plane to start descending. Cam cu 25 de minute înainte ca avionul să aterizeze. The pilot probably will say, "Fasten your seat belt." Pilotul ne informează să ne punem centurile. And then the plane starts to gradually descend to the earth. Și apoi avionul treptat începe să se coboare la pământ. Well, that's the way it is with the spiritual phase of the kingdom. Așa este și cu împărăția spirituală. It's gradually coming down from God out of heaven. Treptat coboară de la Tatăl din cer.
The earthly phase has not yet begun. Faza pământească încă nu a început. The earthly phase cannot begin until the spiritual phase is fully set up. Și faza pământească nu poate începe până când faza spirituală nu e completă. But what does it mean the spiritual phase is descending? Dar ce înseamnă că faza spirituală coboară? Now remember, our Lord has the power to set up the kingdom with its two parts. Să ținem minte că Domnul are puterea ca să stabilească împărăția cu cele două părți ale ei. And so, 3.5 years after our Lord returns. 3 ani și jumătate după ce s-a întors Domnul nostru. The sleeping saints were resurrected. Sfinții înviați au fost, sfinții adormiți au fost înviați. But why did they have to sleep for so long? Dar de ce a fost nevoie ca să doarmă atât de mult? It was not time to set up the kingdom. Nu era timpul ca să se stabilească împărăția. Until the Heavenly Father sent the king with the kingdom. Până când Tatăl Ceresc a trimis împăratul cu împărăția. And then there was work to do. Și apoi a fost lucrare de făcut. And then the feet members. Și membrele picioare. Having a work to do. Au o lucrare de făcut. Upon being more than a conqueror or overcomer. Ca să fie mai mult decât biruitor sau cuceritor. Romans 8:37. Do not have to even sleep for a moment. Nu trebuie să dormiți niciun moment. But are changed in a moment in the twinkling of an eye. Dar veți fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi. 1 Corinteni, chapter 15, 15, verses 51 to 54. Versetele 51 la 54. Now, the kingdom is almost, the spiritual phase is almost ready to reach the earth. Faza spirituală e aproape gata ca să atingă pământul. But remember, you and I have a work to do. Dar să ținem minte că voi și cu mine avem o lucrare de făcut. To say unto Zion, ca să spunem Sionului, that the spiritual phase is coming down from God out of heaven. Că faza spirituală se coboară din cer de la Tatăl, de la Dumnezeu. But meanwhile, while this is going on, dar între timp, Peter reminds us in chapter 3, Petru ne aduce aminte în capitolul 3, verse 10, cu 10, that the old order must be removed. Că ordinea veche trebuie înlăturată. Now, Satan is being bound, Satan se leagă, but not fully bound, dar nu pe deplin, he's testing you and me. Pentru că el mă încearcă pe mine și pe tine. He's bruising us. El ne zdrobește. Well, we're exhorted to resist the devil and he'll flee from us. Și noi suntem îndemnați ca să ne opunem adversarului și el va fugi de la noi. Let us be firm for the truth. Să fim fermi pentru adevăr. And resist suggestions from the adversary. Și să rezistăm sugestiilor adversarului. We want to be more than an overcomer. Vrem să fim mai mult decât biruitori. So as the adversary is gradually being bound, între timp ce adversarul treptat se leagă, he's causing much trouble. El cauzează mult necaz. And at the same time, și în același timp, since we're in the judgment day, de când ne aflăm în ziua judecății, the reconciliation day, vârsta împăcării, it's time for the reconciliation. Este timpul of the repentant fallen angels. Ca să se împace îngerii decăzuți. Now the final verdict will be just at the time the second evil world comes to full end. Și verdictul final va fi când lumea cerea se va completa. And that's when Satan will be fully bound. Și atunci Satan va fi legat pe deplin. Then righteousness will prevail. Atunci dreptatea va începe să domnească. So remember the parable recorded in Mark. Să ținem minte pilda care este arătată în Mark. First, the adversary must be bound. În primul rând, adversarul trebuie să fie legat. And then righteousness will prevail. Și apoi dreptatea va începe să domnească. And then the highway of holiness will be opened. Și o cale înaltă a sfințeniei va fi deschisă. I'd like to use another illustration that I thought of after arriving in food. O să folosesc încă o ilustrație la care
am gândit după ce am ajuns în Cluj. There's that beautiful freeway that comes south of Cluj. Este o autostradă frumoasă care în sudul Clujului. Perhaps some of you have traveled on that freeway. Probabil ați fost pe acolo, unii dintre voi. But then you come to the point that the road is closed. Apoi ajungi la un punct unde drumul este închis. The names of the cities are listed, but with an X. Și este lista cu orașele, dar îi pus un X pe ele. And that could well represent that the highway of holiness is now under construction. Și aceasta frumos ne poate ilustra că calea înaltă a sfințeniei acum e sub construcție. It's not open yet. Nu e deschisă încă. No, that will be at part two. Nu, va fi deschisă în a doua parte. And it's going to be a wonderful way. Și va fi o cale minunată. Isaiah tells us the stones will be gathered down. Isaia ne spune că pietrele vor fi aruncate. But now, who will bless these who walk up the highway of holiness? Dar cine va binecuvânta pe aceștia care vor se vor sui pe calea înaltă? The seed of the woman, Genesis 3:15. Sămânța femeii din Geneza 3:15. That's when evil is going to be crushed out. Aceasta va fi când răul va fi nimicit. The head of the serpent will be bruised. Capul șarpelui va fi zdrobit. Adamic death will be destroyed. Moartea adamică va fi nimicită. And then we come to the end of this thousand-year period. Și venim la sfârșitul acestei zile de 1000 de ani. Why will the adversary be let loose for a little season? De ce ar trebui ca Satan să fie dezlegat pentru un timp scurt? Remember the reconciliation of repentant fallen angels and reconciliation of fallen mankind has already taken place. Să ținem minte că în acel moment împăcarea îngerilor decăzuți și împăcarea omenirii deja va fi avut loc. Christ will turn the kingdom back to the Father. Hristosul va da înapoi împărăția Tatălui. We've already recited 1 Corinthians 15:24-28. Am menționat deja 1 Corinteni 15 cu 21-28. You see, the judges will have done their work. Judecătorii își vor fi făcut lucrarea. Paul says, "Know you not that the saints shall judge angels?" Pavel ne spune, nu știți voi că sfinții vor judeca îngerii? Când? In part one of the judgment day. În prima zi a zilei de judecată. We are in this time. Și noi ne aflăm acum, în acest timp. Then Paul says, "Know you not that the saints shall judge the world?" Apoi Pavel ne spune, nu știți voi că sfinții vor judeca lumea? În a doua parte. Vedem astfel cum este necesar ca să potrivim piesele puzzle-ului la locul potrivit. Satan will be let loose then to test mankind. Satan va fi dezlegat ca să încerce omenirea. You see, the Heavenly Father is the great judge. Înțelegem că Tatăl Ceresc este marele judecător. Now we mentioned about the parable of the sheep and the goats. Am menționat despre pilda oilor și a caprelor. You see, they are separated in part two. Ele se separă în prima parte, în partea a doua. And what will happen to those who refuse to obey? Și ce se va întâmpla cu cei care vor refuza să asculte de prorocul acela? Fapte 3:23. Cine este prorocul acela? Este această sămânță promisă, Hristosul, cap și corp. So it's during part two. În prima parte, that the goats will be judged unworthy. În a doua parte, caprele vor fi judecate ca nevrednice de viață. But the sheep will have passed over the highway of holiness. Dar oile vor trece pe calea înaltă a sfințeniei. I'm sure you can quote Isaiah 35 verse 8. Sunt sigur că puteți recita Isaia 35:8. And the highway shall be there. Va fi o cale. And a way. Și o cale și un drum. Read, please. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă.
Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea. Chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. You see, this highway of holiness is for those who are unclean. Această cale a sfințeniei for those who are unclean. Este pentru cei care sunt necurați. Well, how can they clean up? Cum se pot curăța? Repenting. Prin pocăință. By accepting Jesus. Prin acceptarea lui Iisus. Prin ascultare. And unless they clean up from sin, și doar dacă se vor curăța de păcate, Isaiah says they'll not pass over completely. Ei vor putea să treacă peste. Now, look at the chart. Să ne uităm la hartă. Those who have been cleaned up from sin, cei care se vor curăți de păcate, will be restored to life and human perfection. Vor fi restabiliți la viață și la perfecțiune umană. So these sheep will be turned over to the Father. Aceste oi vor fi date în mâinile Tatălui. He's the great judge. El este marele judecător. But the adversary does not give up. Dar adversarul nu renunță. He was permitted to test Adam and Eve. I s-a permis ca să încerce pe Adam și pe Eva. He was permitted to test Jesus. I s-a permis să-l încerce pe Iisus. He has been permitted to test us who have consecrated. I s-a permis să ne încerce pe noi, cei care ne-am consacrat. So he will be permitted to test the sheep in the little season. I se va permite să încerce oile după în acel timp scurt. Some of our translations are not the best. Unele dintre aceste traduceri nu sunt cele mai bune. It uses the English word deceive. Ele folosesc cuvântul englez înșelare. But Adam was not deceived. Dar Adam nu a fost înșelat. Adam sinned willfully. Adam a păcătuit cu voia. So the adversary will come to restore mankind. Adversarul va veni la omenirea restabilită. And this is God's plan. Aceasta ne reprezintă planul lui Dumnezeu. But the adversary is going to suggest to them. Dar adversarul le va sugera. I have a better plan. Eu am un plan mai bun. And some will listen. Și unii vor asculta. They'll be led astray. Vor fi duși în rătăcire. And remember, they will not be deceived. Să ținem minte că nu vor fi înșelați. Because they will have come to an act. Knowledge of the truth. Pentru că ei vor fi ajuns la o cunoștință curată a adevărului. And furthermore, they will have had experience with sin and death. Și inclusiv vor avea experiența a răului. Now, what will happen to those who listen to that adversary? Deci ce se va întâmpla cu cei care vor asculta de adversar? Fire will come down from God out of heaven. Un foc va ieși din cer de la Tatăl Ceresc. Fire. Nu un foc literal. This represents God's judgment. Acesta reprezintă judecata lui Dumnezeu. He's the great judge. El este marele judecător. He's the one to make the final decision. El este cel care face decizia, care ia decizia finală. Those sheep who pass the test, oile care vor trece încercarea, will have crystallized characters. Vor avea caractere cristalizate. They will be mortal. Vor fi muritoare, but having passed that test, dar trecând peste acel test, peste acea încercare, logica, gândirea ne sugerează că vor fi mereu ascultătoare. Those who listen to the adversary will die the second death. Și cele ce vor asculta de adversar vor merge în moartea a doua. I would like to call attention to the time when Israel was in bondage to the Egyptians. Îmi place să ne aducem aminte despre timpul când poporul lui Israel se afla în robia egipteană. You remember the 10 plagues that came upon the Egyptians? Vă aduceți aminte că au venit 10 plăgi peste egipteni. And just before the last plague, chiar înainte de ultima plagă, Israel was instructed to select a little lamb. Israelul a fost instruit ca să aleagă un miel. On the 10th day of Nisan, în luna a 10-a lunii Nisan, it was to be sacrificed
On the 14th of Nisan. Și trebuia sacrificat în 14 Nisan. The fifth day. A cincea zi. So the fifth thousand year day from Adam. Deci a cincea zi de 1000 de ani de la Adam. Brings us to the time that our Lord, the Lamb of God, was sacrificed. Ne aduce în timpul când Domnul nostru a fost sacrificat. Now back to the time the blood was sprinkled on the doorposts and the lintels. În timp sângele era cu sângele se ungea ușorii ușii și pragul de sus. The firstborn under the blood were passed over. Întâi născut sub sânge au fost trecut primii peste ei. And then the nation of Israel was delivered. Și ei primii au fost eliberați, iar apoi națiunea lui Israel. Let us look at the chart again. Să ne uităm din nou pe hartă. In part one of the resurrection age. În prima parte a vârstei învierii. The church of the firstborn under the blood. Biserica întâilor născuți sub sânge este prima eliberată. It takes this first part for the deliverance of the church of the firstborn. Și trebuie această prima parte pentru eliberarea bisericii întâilor născuți. The church of the firstborn includes the little flock and the great company. Și biserica întâilor născuți se compune din turma mică și turma mare. After the first resurrection is complete, după ce prima înviere este completă, the great company will be resurrected. Atunci cei din turma mare vor fi înviați. And shortly thereafter, then, part two will begin. Și curând, după puțin timp peste aceasta, va începe partea a doua. Time doesn't permit to go into the details. Timpul nu-mi permite să merg în detalii. So we see the importance of understanding the two parts. Vedem importanța înțelegerii celor două părți. Now Israel journeyed to the Red Sea. Israel a călătorit până la Marea Roșie. Pharaoh, a type of Satan. Faraon fiind un tip al lui Satan. Pursued Israel. L-a urmărit pe Israel. And then what happened to Pharaoh and his horsemen? Și apoi ce s-a întâmplat cu Faraon și călăreții lui? They died in the Red Sea. Au murit în Marea Roșie. So back to the low season. Întorcându-ne la timpul scurt. The adversary and those who are led astray will adversarul și cei care vor fi duși în rătăcire vor muri moartea a doua. Well, we're glad to know that righteousness one day will prevail. Noi ne bucurăm să cunoaștem că dreptatea într-o zi va dăinui. But meanwhile, the adversary is opposing the prophecy. Dar, între timp, adversarul se opune, se împotrivește seminței promise. Remember that greater love has no man than this, that he laid down his life for the brethren. Să ținem minte că nu este mai mare dragoste decât să-ți dai viața pentru frați. So let us continue to lay down our lives for the brethren. Să continuăm să ne dăm viața pentru frați. In closing, la încheiere, I'd like for us to sing Hold My Hand. Aș vrea să cântăm o cântare, Ține-mă de mâna ta. You remember some time ago Sister Betty translated this for you. Cred că țineți minte că cu ceva timp în urmă sora Betty v-a tradus această cântare. Savior, hold my hand, Lord, guide me in your way, light my path through the land, stay beside me each day. Join with us. Please, Jesus, hold my hand. When you do, I can stand. Hold my hand, hold my hand. Dear Savior, hold my hand. During this evil day,
is Jesus, hold my hand. When you do, I can stand. Hold my hand, hold my hand. Dear Savior, hold my hand. As I walk up the hill, seeking to do your will, dear Lord, stay close to me. I wish to be like him. Please, Jesus, hold my hand. When you do, I can stand. Hold my hand, hold my hand. Dear Savior, hold my hand. May the Heavenly Father bless this consideration. Fie ca Tatăl Ceresc să ne binecuvânteze ceea ce am luat în considerare. We hope it has encouraged you to be faithful to the faith once delivered unto us. Și sperăm că v-a ajutat să rămâneți credincioși în credința care ni s-a arătat. Remember when the adversary comes to us with a different plan. Și să ținem minte că când adversarul vine la noi cu un plan diferit. Inform him that God's plan is the best. Să-l informați că planul lui Dumnezeu este cel mai bun. May the Heavenly Father add his blessing. Fie ca Tatăl Ceresc să-și adauge